Eu am vrut de mult să te-am invitat. Așa, da, nu te-au lăsat. Din păcate, da. Nu m-am trezit prea devreme cu podcastul, pentru că este singurul loc în care eu pot să discut normal cu tine. Asta una. Doi. Eu aștept o viață, o minune. Dar de ce? De ce iar revenim la invitat? Pentru că tu ești centrul atenției noastre în clipa de față. Tu ești centrul universului. E lumea mea. Pentru contribuțiile deosebite în activitatea artistică și culturală din țara noastră, pentru promovarea civilizației și istoriei românești, îi decernăm domnului Dan Bittmann Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler categoria B. Sunt din ce în ce mai nervos. Da, noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Am zis, nu vreau un podcast perfect. Și m-am gândit la tine. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Ce frumos. Noi doi când vom scoate vreodată? Niciodată, da. Ți-e puțin ție așa la 60. Nu ți-e puțin. Vigă atunci am să mă cântecul cu ursul. Mor. Mie nu mai-mi place nimic. Nu ți-am spus că vreau să mă las de cântat? De dorul tău. Bravo, Dănuț, bravo, mamă. Mulțumesc frumos. Care este secretul longevității vocii? Dragii mei, secretul longevității vocii. Așa? Este. Care? Mama nu m-a dat dormit la școală. Mai stătem despre dormit. Am stat acasă un an. Cursul la liceu. Am luat cu mine o citară. Și-am plecat în lume fără un bălișor. Tu te-ai apucat de cântat mult mai de timpuriu. Pentru că erai mult mai talentat decât mine. Dar ce, nu știi chestia asta? Vreau minune! Vreau minune viața mea! Vreau minune! Să mai pot schimba ceva! Cine e femeia vieții tale? I'm glad they came along. Știu că e o chestie acum. The dedicated song. Acum, fii atent. To all the girls will love me before. Știam că vine păcăleala la sfârșit.